Bună ziua, doamnelor și domnilor colegi. Declarația mea politică de astăzi se numește De ce discutăm iarăși despre ideologii, precum ideologia de gen și alte aberații de acest tip? Că în aceste zile, după cum ați văzut și dumneavoastră, s-a vorbit peste tot în România despre introducerea așa zisei educației sexuale în școală și tot felul de subiecte din aceeași familie. Nu o să insist asupra argumentelor pro sau contra de natură juridică, educațională, socială, medicală, morală, teologică, ci doar o să vă spun de unde vine această temă, o temă reziduală, o temă marginală, care nu înțeleg de ce a fost luată atât de tare în seamă în această perioadă. Acum vreo 100 de ani, în timpul Revoluției Bolșevice din Ungaria, primele experimente de acest tip au fost puse în aplicare de un ministru din guvernul bolșevic maghiar, care se numea Lukács. Acest individ, de fapt un pedofil comunist, a ajuns să fie cel care a fundamentat primele norme de reeducare prin ceea ce putem numi astăzi reeducarea prin sexomarxism, să-i spunem. Și am ajuns la sexomarxism, deoarece o bună parte din argumentația celor care susțin introducerea acestor ore în școlile de la noi din țară sunt foarte marcați de ideologia promovată și de Herbert Marcuse la sfârșitul anilor 60, de școala de la Frankfurt. Nu mai intrăm acum în detalii asupra acestor lucruri. Ceea ce doresc a spune este următorul lucru, că dezbaterea aceasta cu privire la ideologia de gen numită și educație sexuală în școli este una care ține de incapacitatea noastră de a vedea fondul real al problemei. Fondul real al problemei este revenirea tot mai agresivă pe alte căi și prin alte mijloace a unor ideologii totalitare care, de fapt, nu vor decât să etatizeze copilul, să etatizeze omul până la urmă, să-l rupă din mijlocul familiei și al comunității sale și să-l supună unor mijloace etatiste de reeducare, de îndoctrinare și de ideologizare. Ca atare, toate aceste chestiuni nu intră deloc într-un acord cu ceea ce înseamnă libertatea conștiinței, libertatea individuală și demnitatea umană cu care am fost înzestrați de Dumnezeu. Așadar, înainte de a discuta de astfel de ideologii bizare în spațiu public, să încercăm să le cunoaștem rădăcinile și să vedem de fapt unde stă problema cu adevărat. Vă mulțumesc!